Aș vrea să fac un scurt comentariu legat de ceea ce se întâmplă astăzi în țară. O consecință a câtorva zeci de ani în care strategia de dezvoltare în domeniul sănătății, din păcate, nu a presupus ca și prioritate construirea de spitale noi. Noi vom începe o clădire nouă lângă spitalul numărul 1 din Nord, dar vom reabilita și partea veche rămasă din spitalul numărul 1, cum îi spunem noi. Avem depus la CNI tot dosarul și documentația să reabilităm și spitalul vechi, dar trecem prin zecile, prin nenumăratele comisii de avizare. Cred că tragediile care se întâmplă în această perioadă trebuie să ne învețe ceva și să învețe toate guvernele care sunt, dacă pot să spun așa, și care vor urma, că strategia trebuie schimbată și trebuie să construim spitale noi. Păcat, mare păcat de acei oameni, Dumnezeu să îi ierte, să le dea putere celor care au fost lângă ei, familii, prieteni, condoleanțe. Strategia trebuie modificată. În județul Vâlcea ne propunem să avem cele mai bune spitale din această regiune. Ne propunem însă să tragem și un semnal de alarmă cu privire la birocrația pe care trebuie să o parcurgem de fiecare dată. Pe fonduri europene lucrurile au mers foarte bine, o să începem clădirea cea nouă de lângă spitalul numărul 1, dar la spitalul 2, la spitalul vechi, încă suntem în comitete și comiții. Acum,